11 și 37 de minute, ascultați Radio România Actualități, iar astăzi în Clubul de Vară al Prietenilor de la 10 vom vorbi despre motoare, despre rocker, dar și despre lecții de viață, despre ajutor și nu numai. Peste 300 de motocicliști din România și-au dat întâlnire la Chirnogeni, județul Constanța, pentru a reabilita casele a 9 familii cu venituri mici și care locuiesc în condiții improprii. Evenimentul se află la cea de-a 3-a ediție și a fost inițiat de unul dintre invitații de astăzi din Clubul Prietenilor de la 10, Cristian Hurbaru, bun venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și nu ai venit de capul tău, de unul singur. Nu, trebuia să vină soții de o fată frumoasă, Teddy Ursulanu este cu mine aici în studio. Bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumim de invitație! Nu întâmplător am ales o piesă rock la începutul intervenției noastre sau la începutul interviului cu voi. Vă place foarte mult acest gen muzical, nu? Nu. Nu, nici deloc? Nici vorba, nu. Mai ales dimineața pe stomacul gol, cui nu-i place ZZ Top? Pe bune. Și pentru mine e o surpriză frumoasă să aud pe România Actualități ZZ Top. Mișto. Ce? Mai trebuie să zic ceva? De ce mă uitați la mine? Credeam că ești obișnuit. Păi da, dar nu, întrebați-mă că vă răspund. Vreau nici să, dacă îmi dau drumul la logore, nu mă mai opriți. Nu, ca toți oamenii de radio, de altfel. Cum te simți aici în studioul Radio România? Foarte mișto. Chiar apreciam că e mult mai mult spațiu decât la radioul unde lucrez. E mișto așa, mă, voi sunteți mișto, cafeaua e bună, apa ești e bine, te simți bine, că ai luat o trântă cu motora cu ceva vreme. Am luat o trântă anul trecut, da, a intrat un nene în mine, nu mi-a acordat prioritate, dar asta e o chestie asumată de către noi motocicliști. În momentul în care ne urcăm pe motor, ne asumăm și treaba asta, că e posibil să se întâmple. Chiar, cred că eu m-am deocheat la un moment dat când am zis, băi, în 12 ani nu mi s-a întâmplat nimic, poc, s-a întâmplat, da. Și după aia te-ai împrietenit cu un indian. Și m-am prietenit cu un indian, da, e o poveste foarte frumoasă. Poți să o spui acum la radio? Poți să spun? Da. Păi hai să zicem pe repede înainte, anul trecut veneam de la un festival al motocicliștilor, la Slow Ride Transalpina, și în localitatea Horezu, un nene a vrut să vireze stânga, ne-am uitat, ochi în ochi, mamă, mai aveam puțin și ne trimiteam și SMS-uri, știi? Am văzut că m-a uitat la rata lui, a stat, după care am băgat ușor mâna în gaz să-mi iau demaraj, după ce încetinisem, că nu știam ce vrea să facă omul. După care nenea a hotărât că are timp să țâșnească și atunci am intrat fix în aripa lui dreaptă. Motorul s-a oprit, pe mine m-a aruncat peste. În momentul de față am 9 șuruburi și o plăcuță în tibia stângă și e foarte ok. Au urmat niște luni de recuperare, dar nu mă plâng. Am foarte mulți prieteni care au făcut ca această perioadă de convalescență să treacă foarte repede. Deci trebuia să vedeți 40 de bikeri la mine în curte, venind aproape în fiecare zi, mai ales la ziua mea, nu vă spun ce a fost. Inclusiv vedete, Iris, Cargo, Trooper. Te-ai simțit... Da, m-am simțit foarte băgat în seamă în perioada aia, aproape că îmi doream să mai rup un picior. Glumesc, Doamne ferește. Dar, până la urmă, despre asta este vorba în comunitatea moto. Noi suntem foarte uniți. Nu știu dacă știți, dar comunitatea, motocicliști în general, sunt foarte uniți. În momentul în care fie că ești în mașină, tu, motociclist, și vezi pe dreapta un motociclist tras, nu știu, ți se pare ție că umblă la motor, oprești, e obligație, în subconștient, știi, tragi pe dreapta și întrebi, ai pățit ceva? Așa scrie în inimă. Da, e ok. Pe când, cu părere de rău, la posesorii de autoturisme nu întâlnești chestia asta. Adică decât dacă ești o gagică foarte bună și decoltată, atunci oprezi, Doamne, să faci ambuteiaj acolo. Dar, în rest, nu. Și... asta e frumusețea lumii moto, că nu contează cine ești, nu contează că ești vedetă radio, nu contează că ești medic sau un potent om de afaceri, acolo toți suntem motocicliști și toți ne respectăm unii pe alții, indiferent de motor. Și pe Teddy cum ai cooptat-o? Teddy, deci Teddy s-a băgat cu forța în treaba asta, îți dai seama. Neînscrisă, n-am anunțat, am apărut pur și simplu în ziua de 1 iunie când ne-am adunat acolo. Prima dată știa a fost așa un, băi, stai puțin. Vine Teddy aici, ok, trebuie să o protejăm, trebuie să avem grijă de ea. Vreau să spun că Teddy a muncit cot la cot cu noi, la Chirnogen, județul Constanța, chiar am fost în echipă cu Teddy la casa lui Neaprică. Da. Așa, Neaprică neavând un picior, un bătrân care n-a fost foarte, foarte norocos, dar am avut privilegiul să cunoaștem un om extraordinar care, așa cum a putut domnia sa, a dat și română de ajutor. Știi, aș fi dat orice să văd această imagine, Teddy vorbind sau ajutând cu
ajutându-l pe Neatrică, două persoane extreme, o să nu-i nimic, se apropie Paștele, două persoane extrem de puternice. Absolut, absolut, am avut foarte mult de învățat noi ăștia în putere acum, de acolo, de la Teddy, și chiar vorbeam cu ea înainte de a intra în emisie, băi, sper că cei care au fost în vamă la o bere sau au stat acasă și au văzut-o pe Teddy cu misteria în mână sau cu, nu știu, habar n-am, cu polistirenul la mare, cărându-l de colo-colo și ajutându-ne acolo, sper că se simte într-un fel acum. Pentru că n-au fost doar bikeri, atenție, au fost și prieteni ai motocicliștilor care n-au nicio legătură, și de aia a fost frumos și este în continuare acest eveniment. Că pleacă, ok, e pornită către bikeri, dar toată lumea cu inimă mare este invitată să vină acolo. Știi, ăsta este dezavantajul să vii la radio cu un coleg sau un prieten care lucrează la radio, pentru că nu te lasă să vorbești foarte mult. Pentru mine este perfect, este ok. Spune-mi, au fost 9 case, nu? Nouă case, da. Cum ți s-a părut această experiență? A fost minunat, m-am simțit așa, toată lumea a fost mult prea protectivă cu mine, toată lumea m-a dat la o parte, nu, tu n-ai voie, tu stai cu minte, tu stai la umbră, și tot încercam să mă bag cu forța, să ajut pe unde am putut. Din păcate a trebuit să renunț la jumătatea zilei și să dezertez, să spun așa, din cauza soarelui foarte puternic. Și a condiției, da. Noi ne-am bucurat, să știi. Da. Am văzut că dezertează și zic, slavă Domnului. Și ce spuneau oamenii? Pe care i-ați ajutat? Oamenii au fost foarte încântați. Acțiunea asta s-a pus la cale cu multe luni în urmă. Mai întâi am fost să vedem despre ce este vorba, care sunt familiile alese de comisia din Chirnogen, formată din primar, din dascăl, din habar, am cei care cunosc foarte bine comunitatea asta. Și oamenilor nu le venea să creadă. Adică, cum, o să vină niște străini să ne facă nouă casele care stau să cadă pe noi? Da, păi e al treilea an în care facem treaba asta. Și o să veniți voi aia mari și tatuați și urâți cu motoarele alea zgomotoase și o să faceți voi treaba asta? Da, ia să te uiți la noi cum facem asta. Și a venit și ziua cea mare, mă rog, toată treaba asta ține pe parcursul unui weekend. Vinerea este pentru campare, venim după drum, mâncăm ceva, ne relaxăm, pentru că vin bikeri din toate colțurile țării. Așa, sâmbătă este ziua dedicată muncii, de la 7 dimineața, în cazul Chirnogen, de la 7 până când s-a întunecat. Și duminica ne-am băut cafea și am plecat acasă. Și reabilitarea asta ce înseamnă, de fapt? Ca să facem o idee mai bună. Ok. Reabilitarea asta înseamnă următorul lucru. Hai să vă spun toată povestea. În 2015 am fost cu colegii de la Cronica Agricolă, ca să înțelegeți despre ce este vorba. Și am fost rugat să facem PR pentru prietenii de la Habitat for Humanity. Uite, se fac tot felul de lucruri frumoase pentru oamenii mai puțin norocoși. Acolo când am ajuns, am zis, eu nu vreau să fac poze, eu vreau să muncesc, dacă tot am venit până aici. Și am pus țiglă pe casă. Pe două case. Prima oară în viața mea. Și acolo pe casă m-am gândit, băi, ce-ar fi să adun eu 10-20 de bikeri? Un mesaj pe Facebook să facem chestia asta măcar o dată pe an. În următorul an am lăsat un mesaj pe Facebook și s-au strâns 400 de motocicliști. S-a întâmplat în Bacău și am reușit cu toții să turnăm 40 de fundații pentru 40 de case destinate oamenilor nevoiași. În al doilea an, tot cu prietenii de la Habitat, am fost la Cumpăna, județul Constanța, unde am ajutat la ridicarea 5 quadruplexuri, de asemenea dedicate oamenilor cu mari probleme. Iar anul acesta am hotărât să o facem noi, de capul nostru, știi, fără ajutorul prietenilor de la Habitat. Și am început din ianuarie încoace să tot căutăm sponsori, să dirigim de șantier și așa mai departe. Și cu mici stângăcii ale organizării, fiind prima dată, ne-a ieșit și chestia asta. Oamenii sunt foarte încântați să vadă că li s-a întâmplat minunea asta. Evident, ziua de muncă nu ne-a permis să finalizăm chiar totul, dar dealul a fost că după noi vor veni trei echipe, două de la sponsori, una din partea primăriei, să termine. Nu știu, acolo a mai rămas depus o coală de tablă. Acolo noi am tencuit, dar trebuia lăsată să se usuce chestia aia ca să fie văruită. Dar 90% s-a cam făcut acolo. Acoperișuri, geamuri termopan, drișcuit, toate procesele astea care necesită pentru ridicarea unei case sau reabilitarea în cazul ăsta.
Și partea interesantă este că munca depusă de voi nu a însemnat neapărat diploma de la final, nu? Nu, nu, pentru nu. Pentru că o parte absolut. Dintre cei care au luat parte la această acțiune, da. Am înțeles, nu și-au ridicat diplomele. Nu și-au, nu, sau și l-au uitat sub cort, îți spun eu, când și-au strâns cortul și-au uitat diplomele acolo. Dar îți dai seama că noi, comunitatea Moto, ne cam întâlnim pe la evenimente și nu mă deranjează să arunc, nu știu, 10-20 de diplome în coburi motociclete și să duc acolo și să zic la un microfon, băi, care ai fost bă, la Chirnogen și nu ți-ai luat diploma. Dar să știi că nu vine nimeni pentru diplomă și nimeni nu vine pentru, uite, pandantivul ăsta cu Bikers for Humanity pe care l-a primit fiecare participant acolo. Oamenii vin, din, cum glumeam înainte să intrăm la voi în emisie, dintr-o doză de egoism. Ne face să ne simțim al naibii de bine când participăm la treburi de genul ăsta și în continuare vrem să facem lucrurile astea pentru că ne, cum spuneam, ne face să ne simțim bine și să împrăștiem toată treaba asta, să-i molisim și pe alții. Uite, e prima oară când Tedin se uită la tine și dă afirmativ din cap, zâmbind, tot timpul a zâmbit. Da. De unde zâmbetul ăsta molipsitor? Nu știu, e natural la mine. Știi, aș vrea să spunem și povestea ta, nu de alta, dar... Când vorbeam despre acțiunea voastră, spunea că era foarte mulți de acolo voiau să te protejeze. Da, da. De ce această protecție, Teddy? Nu știu, probabil că mă descurc puțin mai încet. Mi-a ceva mai mult timp să fac lucrurile. Tu te-ai aflat în Clubul Colectiv și da, ești unul dintre supraviețuitorii acelui eveniment tragic. L-ascultam pe Cristi cum vorbea despre... Cât de mult a contat faptul că atunci când lui era greu, au venit prietenii să-l vadă, să-l încurajeze? La tine cum a fost? La mine a fost copleșitor, efectiv. O lună și jumătate într-o comă indusă în Elveția? Greșesc? La spitalul AKH în Viena am fost. Viena? Da. Da? Unde m-am trezit, da, cu un sac de scrisori și multe mesaje și pe Facebook și pe telefon și mi le citea fratele meu și nu venea să cred de unde atâția oameni care practic nu mă cunoșteau înainte și au ținut să-mi transmită un mesaj. Și au fost, pe mine m-a ajutat foarte mult, m-a inspirat foarte mult, mi-a dat foarte multă încredere în mine și eu încerc la rândul meu să mă implic cât mai mult în acte de voluntariat din același scop. Pe Cristi cum l-ai întâlnit? La Rock FM, cred că anul trecut. Nu vă știți de foarte mult timp. Da. Am fost onorat să o cunosc pe Teddy. Din punctul meu de vedere, Teddy este un erou. Mi-a demonstrat-o nu doar atunci, ci și acum la Chirnogeni. Un exemplu pentru, adică văzându-o pe Teddy că se implică în treaba asta, chiar nu-ți vine nici să ții pauza aia de țigară. Adică ți-ar fi jenă, știi? Evident că toată lumea a venit acolo cu un scop, să muncească. În comunitatea Moto se pune mare accent pe onoare, pe cuvânt. Dar, repet, Teddy pentru noi este un exemplu extraordinar și aș fi onorat dacă ar mai participa și pe viitor la... Știi, cu siguranță, asta cu siguranță voi face. Ți-a ridicat deja mingea la film. Și oricum, dacă cuvântul e cuvânt pentru voi, înseamnă că se va ține și ea de cuvânt. Da, și foarte interesant, scuze-mă, foarte interesant, că vreau să se știe și lucrul acesta. Motocicliștii sunt împărțiți în cluburi în România și fiecare poartă o vestă pe care sunt însemnele clubului. O poartă cu mândrie. Piesele alea de pe spate trebuie câștigate în timp. Ei, oamenii ăștia au hotărât că atunci, la Chirnogeni, acolo la Chirnogeni, să-și dea vestele jos. Nu am venit să arătăm cine suntem, ce șmecheri suntem și ce club mare suntem. Am venit ca oameni să ajutăm semenii noștri. Asta mi-a plăcut foarte, foarte tare. Dă dovadă de un caracter puternic în comunitatea asta Moto. Și au muncit de dimineață până seara, fără să se plângă nimeni. Au mâncat ce a dat Dumnezeu. Da, am avut niște dușuri cu apă încălzită de la soare, numai că seara, nemai fiind soare, s-a răcit și apa. Nu vrei, fete, băieți, deci a fost ca o adevărată familie. Foarte multe cupluri. Foarte multe cupluri, da. De îndrăgostiți, de căsătoriți și totul a culminat cu o ceremonie de împreunare. Exact, exact. Este vorba despre un cuplu, el și ea, care au fost la toate cele trei ediții Bikers for Humanity și acolo și-au cunoscut și nașii pe șantier, tot motocicliști, și au spus că nu vedem un alt loc mai potrivit să ne unim destinele decât în șantier cu casca de muncitor, cu salopeta și cu domn primar, cu
diagonala aia care să-i să oficializeze această legătură. A fost superb. S-a întâmplat pe scenă, acolo la Chirnogen, pe stadion unde aveam corturile puse, în aplauzele bikerilor, în uralele tuturor. Ne-am bucurat nespus pentru... Ei vor ține minte toată viața această acțiune, ca și noi ceilalți care am participat acolo. Superb. Asta înseamnă că pe viitor e deja bătut în cuie, să zicem așa, da, în linii mari. Da, uite, vorbeam cu Teddy ceva mai devreme, la anul nu vreau să mai muncim. La anul, 1 iunie pică într-o sâmbătă, nu mai bine în ziua aia în care noi ar fi trebuit să muncim, adică vineri să ne adunăm, sâmbătă, hai să zicem că montăm, nu știu, niște leagăne, un tobogan, ceva, o chestie, dar vreau să o facem numai și numai pentru copii, să le dăm o grămadă de cadouri, nu știu, ne-am gândit la biciclete, să-i plimbăm cu motocicletele, să aducem 5 ponei, să aducem albă ca zăpada cei 7 pitici, bagicieni, habar n-am, să facem o sărbătoare, nu știu, pentru un orfelinat din România. Cam asta este ideal anul, cu atât mai mult cu cât, repet, 1 iunie pică într-o zi de sâmbătă. Deci la anul vreau să nu mai muncim, la anul ne jucăm, la anul ne jucăm cu copiii. Cât de tare v-au schimbat aceste acțiuni de voluntariat? Cum te simți, Cristi, mai puternic? Hai să-ți mai spun una. Motocicliștii fac genul ăsta de acțiuni de voluntariat de foarte mulți ani încoace, doar că sunt mai puțin cunoscute. Și de data asta eu am ținut să se aducă în față acest eveniment Bikers for Humanity. Cum? Ne face să ne simțim extraordinar, ne face să ne dorim să repetăm isprava asta cât putem de des. Motocicliștii donează sânge, motocicliștii se duc cu cadouri la oamenii nevoiași de Crăciun, de Paște și așa mai departe. Motocicliștii se urcă într-o dubă iarna și merg la dezăpeziri în județe foarte îndepărtate. Ăștia sunt frații mei, asta e familia mare a motocicliștilor din România. Teddy, te simți bine în această familie în 10 secunde? Da, da, mă simt foarte nici bine. Nu aveai cum să răspunzi. Este fenomenal, suntem chiar niște frați cu toții. Vă mulțumim, vă dorim mult succes și să ne reauzim cu bine de fiecare dată aici pe frecvențele Radio România Actualități. Mulțumim. Mulțumim frumos. Profi ține prețurile mici! Doar pe 18 și 19 iunie ai crembuș de pui Casa Gruia la 8,99 lei kilogramul și Macro Fisher King în saramură cu ulei sau sos tomat 170 de grame la 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii în magazine și pe profi.ro. Profi, mai ieftin, mai bun, mai aproape! O, bunicule, am uitat lista de cumpărături! Liniștește-te! Ține-o minte! 6 ouă, 200 de grame brânză de vaci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilomag Forte. Bilomag Forte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține printre altele ginkgo biloba și lecitină. Bilomag Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. E tot mai simplu să fii relaxat, pentru că la Enel ai energie fără griji la un preț avantajos și asistență pentru reparații de urgență prin casă. Totul inclus în abonamentul Enel Fix Relaxat. Sună la 0800 07 0809 sau vino pe enel.ro. Enel. Energie simplă pentru energie pozitivă. Mușchi încordați, articulații tensionate. Pentru toate acestea încearcă Supramax Articulații Mobil Gel de la farmacie. Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat? Și asta din cauza durerilor articulare? Încearcă Voltaren Forte. Acționează în profunzimea articulației și calmează durerea până la 12 ore. Redescoperă bucuria de a te mișca fără durere în fiecare zi. Voltaren Forte. Calmează durerea articulară până la 12 ore. Acest medicament conține diclofenac. Citiți cu atenție prospectul. Dacă este necesară administrarea acestui medicament pe o durată mai mare de 7 zile, vă rugăm, consultați medicul. Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. Cătălin al meu avea și el la fel, dar l-au ajutat acadelele Prevomit Kids. Acum călătorile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le-a somn? Întreabă la farmacie! Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de rău de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
Driblează și marchează în campionatul ofertelor. Vino în magazinele Altex și pe www.altex.ro și bucură-te de meciuri cu televizorul LED Smart Hitachi cu diagonala 101 cm și rezoluție Full HD la numai 1099,9 lei. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Rubrica de sănătate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Cu toții știm acest lucru. Cu toate acestea, atunci când transpirăm, pierdem electroliți, ceea ce poate duce la deshidratare. Încearcă acum Litorsal de la farmacii. Litorsal, sub formă de comprimate efervescente, ajută la echilibrarea balanței electrolitice, putând astfel reduce riscul de deshidratare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino în luna iunie în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de 20% reducere la produsul Litorsal. Cordoba, Calciovecchio, Platinum. Calitatea Chiober este acum și online, doar pe magazinchiober.ro. Acolo vei găsi zeci de nuanțe de efecte decorative pentru locuința ta. Produsele Chiober vor fi livrate direct la tine acasă. Intră pe magazinchiober.ro. Nu te ia somnul? Încearcă OptiSomn. OptiSomn conține melatonină și pasiflora, care te pot ajuta să adormi, și hamei, care contribuie la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Noapte bună! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucozamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze.